Nativ berbec și ascendent berbec. Până pe 10 octombrie, ai șansa să te îngrijești mai bine de propria sănătate, să faci un control de rutină, să fii mai atent la propria dietă și la calitatea alimentelor consumate. De asemenea, e bine să fii atent la mesajele propriului corp, deoarece poți intui ce ai cu adevărat nevoie pentru a-ți fi bine. Nu orice informație sau sfat pe care îl primești vis-a-vis de propria sănătate îți este și util. Este important să verifici cu atenție. De asemenea, agitația și verva acestei luni poate să-ți supra-solicite sistemul nervos. Este important să eviți impulsivitatea, graba, iar pentru șoferi, atenție la condus. Nativ Taur și ascendent Taur. Cu trei planete aflate în sectorul sănătății și cu luna plină din 9 octombrie din berbec, care activează axa sănătății fizice și psihice, este important să te îngrijești mai bine luna aceasta. De fapt, ți se cere să găsești echilibrul potrivit între timpul alocat sarcinilor și responsabilităților zilnice cu timpul alocat relaxării, odihnei și chestiunilor de natură emoțională, sufletească. Cu cât vei dezvolta un echilibru în rutina zilnică, ore fixe de masă, un set de exerciții zilnice, plimbări în aer liber, cu atât organismul se va simți mai bine. Chiar dacă micul benefic, Venus și Soarele, îți întăresc rezistența în fața bolilor, este important să-ți acorzi suficiente momente de odihnă și relaxare. Nativ Gemeni și ascendent Gemeni. Este important să-ți dozezi eforturile atât fizice cât și cele intelectuale cu discernământ, chiar dacă pasiunea cu care te angrenezi în anumite activități te dinamizează considerabil. Oferă-ți timp pentru odihnă și recuperare după orice fel de efort care te-a supra-solicitat, întrucât din punct de vedere psihic există o sensibilitate care poate fi deranjată destul de ușor. Din 23 octombrie te poți ocupa mai serios de propria sănătate, devenind mai organizat și poate chiar mai practic cu propria-ți rutină. Orice proces de detoxifiere și purificare a organismului este favorizat. Din 30 octombrie, Marte începe mersul aparent retrograd în propriul tău semn, ceea ce înseamnă că trebuie să încetinești ritmul. Nativ Rac și ascendent Rac. Este o lună cu multă agitație, momente de impulsivitate și confruntare, iar nervii tăi sunt întinși la maxim. De-abia după 23 octombrie vei găsi mai multe momente de relaxare și distracție. Cu cât vei reuși să acționezi echilibrat și cu mai multă cumpătare, cu atât îți vei asigura o stare de sănătate optimă. De fapt, menținerea echilibrului psihic și emoțional va reprezenta cheia acestei luni, iar dacă ai ca și hobby un anumit sport, nu ezita să profiți la maxim de el, deoarece te va elibera de multă energie negativă. Pe 30 octombrie, Marte își începe mersul aparent retrograd în Gemeni, ceea ce te va face să încetinești ritmul și să conștientizezi că pentru a merge înainte, ai nevoie să vindeci anumite răni sau sensibilități mai vechi. Nativ Leu și ascendent Leu. O lună în care o atitudine mentală puternic pozitivă și echilibrată va fi mai prețioasă decât orice medicament minune. Pe 8 octombrie, Pluto își rea mersul direct în Capricorn, în casa sănătății, deci după o perioadă de reanaliză, ai ocazia să privești în profunzime lucrurile și să-ți setezi anumite priorități, una dintre ele fiind chiar grija la propria sănătate. Dacă ai putea să nu te supra-soliciți mental făcând mai multe lucruri în același timp, ar fi minunat. În același timp, este important să eviți critica de sine, cât și altora, conștient fiind că fiecare face tot ce poate cu resursele pe care le are la dispoziție. O mai bună organizare a rutinei zilnice, a dietei proprii, a obiceiurilor alimentare, te va ajuta să crești calitatea vieții. Mișcarea și exercițiile zilnice sunt de mare folos, întrucât ajută la îmbunătățirea circulației sanguine. Nativ Fecioară și ascendent Fecioară. În ciuda tendinței de a profita în anumite momente de unele alimente bogate în calorii, vei reuși totuși să-ți îngrijești silueta cu succes. Saturn își rea mersul direct în Vărsător în sectorul sănătății tale, deci îți poți trage sufletul. Perioada supraîncărcată cu sarcini și responsabilități care au părut copleșitoare în unele momente se va mai relaxa un pic. Aspectul tensionat între Saturn și Uranus continuă să te preseze, limitând oarecum libertatea de a-ți stabili o anumită disciplină în privința sănătății, așa cum tu ți-ai dori eu, însă ai căpătat mai multă experiență în a lucra cu acest aspect.
poate câteva exerciții fizice în aer liber, chiar și unele exerciții de respirație, consumul de apă alcalină, îți vor fi de ajutor. În egală măsură, îți poți acorda și câteva ședințe de masaj, iar dacă o faci, corpul tău îți va fi pe deplin recunoscător. Nativ balanță și ascendent balanță. În primele zile ale lunii te poți simți fără vitalitate și cu o ușoară stare de epuizare, poate mai mult psihică decât fizică. Deci este important să-ți acorzi cât mai multe momente de odihnă și relaxare. Anumite discuții în mediul profesional pot scoate lucruri sensibile la suprafață. Se pot amplifica anumite vulnerabilități, deci evită, dacă se poate, oamenii ale căror intenții sau energie nu te susțin. De asemenea, chiar dacă te simți în formă, nu te supra-solicita încercând să mulțumești pe toată lumea cu prețul propriei sănătăți. Un supliment alimentar pentru îmbunătățirea imunității ar fi binevenit. Nativ Scorpion și ascendent Scorpion. Luna plină din Berbec din 9 octombrie, din sectorul muncii, sănătății, dietei, igienei și rutinei zilnice, te invită să prioritizezi acest sector al vieții tale. De asemenea, ți se cere să găsești un echilibru între partea practică a vieții tale și cea emoțională sau spirituală. Este important să fii atent la semnalele propriului corp luna aceasta, întrucât îți va spune ceea ce ai nevoie pentru a-ți menține o stare de bine. Vitalitatea poate să nu fie la cote maxime, iar un pic de odihnă nu ți-ar strica cu siguranță. Însă eclipsa parțială de soare din propriul tău semn din 25 octombrie va schimba cărțile în favoarea ta. Nativ săgetător și ascendent săgetător. În prima parte a lunii, ești plin de energie și vitalitate. Sunt favorizate hobby-urile de natură sportivă, chiar și sporturi cu un grad mai mare de risc, competițiile, dar și activități creative sau artistice, precum dansul. Totuși, sistemul nervos poate să fie mai solicitat pe parcursul acestei luni, de aceea este indicat să nu te supra-soliciți, ci mai degrabă să prioritizezi sarcinile avute și să-ți acorzi suficiente momente de odihnă. Din 23 octombrie, orice terapie sau metodă de vindecare emoțională poate să-ți fie de mare ajutor. Nativ Capricorn și ascendent Capricorn. Chiar dacă te simți plin de energie și dispus să faci cât mai multe lucruri cât mai repede posibil, este indicat să eviți impulsivitatea și graba, deoarece te poți lovi din neatenție. Poți alterna între momente de hiperactivitate și momente de detensionare totală. Este important să încerci să păstrezi constanța în activități. Supra-solicitarea mentală îți poate genera momente de neatenție, ai grijă mai ales dacă ești la volan. Dacă decizi să mergi la medic, asigură-te că explici cu claritate simptomele pentru a evita riscul unui tratament ineficient. Nativ vărsător și ascendent vărsător. După o perioadă extenuantă care ți-a întins nervii la maxim și care a reușit să-ți scadă un pic vitalitatea și energia, lucrurile par să se mai detensioneze un pic, însă nu total. Orice moment de descărcare nervoasă îl poți resimți ca un consumator mare de energie. De aceea acordă-ți cât mai multe momente de odihnă și eventual în locuri mai liniștite, cu aer curat. Muntele te ajută să-ți refaci energiile, dar și practicarea unui sport sau unor exerciții de respirație poate să fie de mare folos. De asemenea, o excursie într-un loc încărcat cu energii pozitive, poate chiar un pelerinaj într-un loc sfânt, îți poate schimba cu totul perspectiva. Nativ pești și ascendent pești. Surplusul de energie nervoasă, cuplat cu o scădere a vitalității, se pot resimți pe parcursul întregii luni, de aceea ți se recomandă să nu te supra-soliciți și să-ți acorzi momente suficiente de odihnă. De asemenea, dacă ești persoana la care apelează toată lumea în caz de nevoie, este important să te asiguri că nu lași grijile și problemele celorlalți să te copleșească. Poți fi un pic mai sensibil la energiile celor din jur, fii selectiv cu persoanele sau informațiile care circulă în mediul înconjurător. Curele de detoxifiere și de curățare a organismului pot să fie mai mult decât binevenite, aducând o echilibrare atât fizică cât și psihică.